Au scăpat ca prin urechile acului. Este vorba despre 3 persoane care s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la centrala termică defectă din apartament. Incidentul a avut loc aseară într-un bloc din Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, în urma unui apel pe 112, pompierii au găsit 3 persoane căzute într-un apartament. Oamenii au fost stabilizați și transportați la spital. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că nu va demisiona din funcție în ciuda atacurilor din ultima perioadă, mai ales după apariția filmului privind prima intervenție la colectiv. Să mă demite dacă vor, a spus acesta, care admite că ar putea părăsi România. Fostul prezidențiabil al PMP, Teodor Paleologu, va fi candidatul partidului și la primăria capitalei la alegerile de anul viitor. Liderul formațiunii, Eugen Tomac, va candida pentru primăria sectorului 1, a anunțat Traian Băsescu. Avertizare mai e pentru românii care se află sau vor să călătorească în arhipelagul Mayotte din Franța. Prefectul regiunii a decis emiterea unui cod roșu privind trecerea ciclonului tropical Belna, începând de ieri. Dacă au nevoie, românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României la Paris. Peste 20 de persoane au fost rănite în urma erupției vulcanului de pe insula Alba din Noua Zeelandă. Peste 100 de persoane erau în apropierea vulcanului în momentul eruperii și au fost date dispărute. Vulcanul a aruncat în aer o coloană masivă de aburi și materiale piroclastice. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.